Bună ziua, sunt Bogdan Pavel, bine v-am găsit la o ediție specială Gândul Live. Credeți că doar în capitală fierbe societatea? Nici vorbă. La fel este și la Pitești. O explicație ar fi că se află la celălalt capăt al autostrăzii. Așa că lupta politică se dă la baionetă, partidele se atacă unele pe altele, iar multe probleme, deși locale, captează atenția întregii țări. Ne explică situația Adrian Bughiu, vicepreședintele Consiliului Județean. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația de a fi aici la Gândul Live. De ce este atmosfera încinsă? E o plăcere să fiu alături de noastră. De ce este încinsă atmosfera la Pitești? Ce se întâmplă acolo? A, păi nu cred că este doar la Pitești sau că Piteștiul face, eu știu, notă discordantă, ci cred eu că e o atmosferă tensionată la nivel național și lucrurile nu se întâmplă întâmplător, dacă îmi permite jocul de cuvinte, ci... Cred că au în spate impotența actualului guvern de a face lucrurile să meargă și nu mă refer neapărat la cum funcționează lucrurile din punct de vedere, dacă vreți, al securității sanitare, ci lucrurile sau frustrarea românilor de pretutindeni s-a acumulat prin lipsa asta de atitudine și de viziune pe care actualul guvern a demonstrat-o de când este la butoane. Din ce am observat noi, cel puțin vara trecută, Piteștiul sau Argeșul se afla printre județele cele mai afectate de coronavirus. Se pare că aceste măsuri au dat rezultate și a devenit un exemplu pentru restul țării. Acum situația pare cu totul diferită. Oamenii ies din nou ca și în restul țării și la Pitești ies în stradă. Acum nu știu ce să vă spun. Din noroc, din fericire... O spun așa, oarecum cu o urmă de regres. Să știți că strada, între ghilimele, la Pitești nu a fost una foarte activă de-a lungul timpului. Tocmai de aceea, la manifestațiile din ultimele trei zile, am asistat cu surprindere plăcută la o poziție destul de acidă a societății civile. Și... cred că există o legătură de cauzalitate faptul că, de exemplu, la nivelul județului Argeș și în acest moment nu mai avem niciun loc liber la ATI. Cred eu că, dacă vreți, criza a plecat, a avut ca punct de plecare această criză sanitară, dar, repet, cauzele sunt unele mult mai profunde și au legătură cu modul în care se manifestă la guvernarea actuală coaliție. Ca să vă și exemplific așa un pic, să știți că Consiliul Județean Argeș are în subordine numai puțin de 9 unități spitalicești pe care le administrează cu greu, credeți-mă, din punct de vedere financiar. Cred eu că doar Bucureștiul ne depășește ca și număr de unități sanitare pe care le are în administrare și lucrul acesta... Eu vă spun că ne-a creat o serie întreagă de probleme și din dialogurile pe care zilnic le avem cu managerii celor 9 unități, celor 9 spitale pe care le avem în administrare, vedem că lucrurile se complică în loc să se simplifice și lucrurile astea ne îngrijorează. Cum ne îngrijorează pe noi, cred că la fel îngrijorează și pe cetățeanul de rând. Dintr-o criză medicală am ajuns într-o criză socială. Și efectele le vom resimți cu toții. Și totuși, politicul își bagă și aici coada. Iar dumneavoastră, chiar ieri, ați fost atacat de cei aflați la Pitești în opoziție. Mă refer la cei de la PNL. Cum s-a ajuns în situația de a vi se cere dumneavoastră demisia? Da, nu omor caie când vor câine. Cred că e un cuvânt prea dur acesta cu atacatul. Știți cum văd eu lucrurile? În general, contradicțiile, criticile ar trebui să ducă la progres. Numai că, din păcate, pentru actuala coaliție de guvernare, la nivelul județului Argeș sunt foarte slab reprezentați și nu mă refer neapărat din punct de vedere numeric, ci din punct de vedere calitativ. Da, așa este. Cei de la PNL s-au simțit datori să iasă un comunicat de presă și să... mă înfiereze cu mânie proletară, dacă vreți, printr-un comunicat de presă în care mi se cerea o demisie de onoare, deoarece spuneau dumnealor că am promovat situații care duceau la o nesupunere din punct de vedere al măsurilor sanitare. Pe scurt, n-am făcut decât să distribui pe un profil de socializare
imagini transmise de o televiziune locală. Absolut nimic. Ba mai mult, eu acolo am și comentat, am spus că sunt total împotriva nerespectării purtării măștii, nerespectării regulilor de securitate sanitară și sunt pentru vaccinare. Deci am subliniat aceste lucruri. Cu toate acestea, colegii mei, între ghilimele, de la PNL au considerat de cuvință în lipsă de alte subiecte sau poate pentru a abate opinia, atenția opiniei publice locale din zona lor de responsabilitate, au considerat de cuvință să-mi ceară demisia. Evident că nu există niciun motiv. Pa mai mult am nuanțat și astăzi printr-un drept la replică, dacă vreți, și am explicat cam cum văd eu lucrurile. Iar lucrurile sunt simple. Cred că le văd până la urmă nu neapărat prin ochii unui politician, ci prin ochii oricărui cetățean de rând. Și anume faptul că românii s-au săturat. Acesta este, dacă vreți, imboldul care îi mână pe cei din stradă. Acesta este, dacă vreți, și un principiu care mă mână pe mine în lupta asta politică. Cred eu că mămăliga stă să bubuie, pentru că, așa cum spuneam și la începutul intervenției mele, acest guvern pare lipsit de orice logică și acționează absolut pompieristic, absolut după ureche. Românii au stat suficient de mult în casă, nu că, eu știu, n-ar fi o măsură bună, dar peste tot și din această lipsă de comunicare pare că toate aceste decizii pe care le ia coaliția de guvernare sunt făcute cu amatorism cronic, care nu face decât să inflameze spiritele, care nu face decât să crească starea de nesiguranță a populației și a omului de rând. Și cred eu că lucrurile nu se vor opri aici. Așa cum spuneam și la bun început, este o problemă pe plan local care s-a difuzat, s-a diluat la nivel național. Situația de la teatrul din Pitești. Care este de fapt situația? Haideți să ne explicați și care sunt soluțiile pe care le-ați găsit în așa fel încât să nu mai fie acest circ mediatic, să-l numim așa. Eu cred că am depășit momentul. Într-adevăr, a fost un subiect care a suscitat interesul unei părți a opiniei publice locale, poate a celor de specialitate pe zona de cultură, și a fost un subiect care a prins și la nivel național. Pe scurt, la sfârșitul acestei luni, mai precis săptămâna trecută, pe 24 martie, a expirat un contract de management pe durată determinată pe care actorul Constantin Cotimanis l-a avut cu Consiliul Județean Argeș, prin care a asigurat conducerea Teatrului Alexandru Davila, care este o instituție de cultură subordonată Consiliului Județean Argeș. Până să luăm o decizie privind, eu știu, prelungirea contractului domniei sale sau încheierea unui nou contract cu altcineva, au apărut câteva, eu știu, ieșiri efervescente în presă. A apărut și un memoriu al angajaților Teatrului Davila, prin care mi se cerea pe un ton imperativ păstrarea maestrului Cotimanis, pentru că e cazul ca politicul să-și ia labele de pe cultură. Uitau cei de acolo să spună că, de asemenea, același politic era cel care l-a și numit, fără concurs, repet, e vorba de un interimat pe actorul Bebe Cotimanis în această funcție. Problema care era sau de unde au apărut aceste neînțelegeri? Noi am avut de la începutul acestui an o serie întreagă de întâlniri cu toți angajații teatrului, inclusiv cu maestrul Cotimanis. La 2-3 zile ne vedeam tocmai pentru a încerca să îmbunătățim sau să dinamizăm activitatea generală a teatrului și în special activitatea în ceea ce privește managementul. Cu toții mă gândeam că au înțeles faptul că 2021, fiind un an în continuare pandemic, va avea de suferit din punct de vedere al resurselor financiare. Și am atras atenția tuturor celor 31 de instituții pe care CJ Argeș le administrează, printre care și Teatrul Davila. Acolo unde noi am identificat câteva probleme care nu puteau fi perpetuate în acest an, și vă dau și un
câteva exemple, dacă timpul ne permite, și anume faptul că în an de pandemie, în 2020, bugetul teatrului a fost undeva la 137 de miliarde de lei vechi, o sumă colosală pentru puterea noastră de finanțare pe 2021. Și am considerat noi că respectiva sumă n-a fost cheltuită judicios, dacă îmi permiteți termenul, tocmai pentru că a fost un an pandemic în care jumătate din an sala de spectacole a fost închisă, iar jumătate nu s-a putut juca decât cu o treime dintre spectatori sau în fața unei treimi dintre spectatori. Lucrurile au fost înțelese oarecum eronat, repet, a ieșit în media o efervescență care s-a finalizat săptămâna trecută, sper eu, într-un mod fericit sau reciproc avantajos, atunci când onor conducerea Consiliului Județean Argeș și în integralitatea sa, în fața reprezentanților presei și a angajaților teatrului, a semnat o prelungire pe 2 luni a mandatului domnului Constantin Cotimani ca și manager al teatrului, urmând ca în această perioadă noi să pregătim scoaterea la concurs a acestui post. Cred că mai multă democrație și mai mare decât atât, sau o soluție mai bună, cu siguranță nu avea cum să fie. Acolo am subliniat foarte clar că preocuparea noastră principală în acest an este asigurarea salariilor angajaților teatrului și să știți că efortul nostru financiar este unul absolut considerant și sau considerabil, aproape 90 de miliarde de lei vechi. De asemenea, am subliniat faptul că niciodată noi n-am contestat calitățile actoricești ale maestrului Cotimani, ci doar am ridicat niște semne de întrebare cu privire la activitatea dumnealui în calitate de manager, dar, repet, cred eu că lucrurile au intrat cu un făgaș normal. La acest moment vorbim de managerul Cotimanis, care mai trebuie să dovedească încă 2 luni că este omul potrivit la locul potrivit, urmând ca ulterior să scoatem postul la concurs. Mulțumesc tare mult și cu aceste precizări punem punct ediției speciale Gândul Live. Nu uitați, de la 18:30 de minute Ema Zeicescu vă așteaptă la Gândul Live, iar de la 20:30 vă prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale zilei. Și nu uitați, ne găsiți în permanență pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook și pe YouTube. Până data viitoare, numai bine!